nici nu știu ce titlu să dau acestui rechizitoriu, acestui material, care, dincolo de caracterul său penal, o să vedeți, este un material care incriminează pe toți cei pe care dumneavoastră probabil și cunoașteți, dar mai grav e că i-a și votat în ultimii 22 de ani. Și dar o să spunem că să-i dăm acest titlu de rechizitoriu, fiindcă ăsta este titlul său normal. În direct la ediția noastră specială încerc să alternez materialul de la străini, rechizitoriul penal, cu materialul, cu rechizitoriul penal de la noastră, de la români. Foarte multe mesaje, o să vă citesc. De fapt, hai să le urmărim mai bine împreună la ecran, e cel mai sigur și în felul acesta nu aveți niciun fel de dubiu. Așa vom și lucra, de altfel, dacă o să avem șansa să guvernăm o zi, două, trei, tot în direct cu dumneavoastră telespectatorii, vor fi primele ședințe de guvern televizate în direct. Că până acum ați văzut, toate ședințele au fost în secret timp de 22 de ani. Așadar, urmărim ecranul electronic de mesaje. Întreprindere metalurgice, Zalău, Zimnicea, Hârșova, Țevi Sudate, București, Cuie, Grivița, Acumulatorul, Brănești, luată de prigoană. Cea de la Brănești au luat o prigoană. De-aia e la PDL, normal. Automecanica Moren, fabrică cu, ce auto, fabrica autoblindate, amfibii, au luat rușii pentru Afganistan. Azi e fabrică de suc sau depozite diverse. PSD-ul a terminat. Mulțumim de informație. Uzina de utilaj petrolier, nu mai ploiești, 2% din economia țării, locul 2 în lume. Așa e, domne, așa e, că asta știu și eu. Cu utilajul tehnologic, v-am spus, eram beton armat, mă și întreabă americanii ăștia de meșii rușine, nu știu ce să le răspund. Bă, ce faceți, mă, cu utilaj tehnologic, că noi cumpăram din România și acum cumpără din Temir ce țări. Combinatul fire și fibre sintetice să vinești, mecanica Ceahlău, utilaj agricol, Omartie, fabrica textilă din Neamț, Flacăra, Ferro, Email, Lactate, Ploiești, Silva, Lapte, Praf, Reghin. Mamă, la Reghin au pierdut și laptele praf. Înseamnă că americanii sunt slabi informați. Ce mi-a dat mie rechizitoriu, e nimic în comparație cu ce rechizitoriu îmi trimite statului. Combinatul de porci și abatorul Ulmeni, paragină, uzina mecanică Plopenea și a zisa Rom. Vă prezint în Mangalia, oristă, ia, în Mangalia că s-a furat, IHR Mangalia, Port Mangalia, Abator Mangalia, mama mea, dar cum o să mai trăi în Mangalia acolo, complet cu complexul avicola de stat. De fapt, în Mangalia nici căldură, v-au luat ăștia și căldura la privatizare acum, v-au furat chiar și căldura, nu știu de ce nu vă fură întreținerea, v-au lăsat doar întreținerea ca să o plătiți tot dumneavoastră, restul au furat ei tot. Fabricile de zahăr din România, Babadac, Sândărei, Călărași, Tăgumureș, da, și acolo. Saab din Suedia are parteneria cu Brazilia pe construcția avioane. Păi vedeți că mă confirmați? V-am spus, sunt beton armat. Întrebați-mă orice despre cele 5 țări care vin puternic din urmă. Se cheamă țările BRIC, Brazilia, Rusia, India, China, Republica Sud-Africană. Ce mișto ar fi ca BRICS să fie BRICS-R, să adăugăm și România după țările astea BRICS. La început erau doar BRIC, Sud-Africa s-a alăturat de curând, merg și ea duduie pământul și în Republica Sud-Africană și ar fi fost frumos ca să fie și România în coada acestor țări. Sunt țări mai mici sau mai mari, dar toate merg vertiginos, adică o creștere economică de 7-8% plus, cu plus, atențiune. Deci China e nimic în comparație cu țările, scuzați-mă, America e nimic sau Franța ori Germania în comparație cu țările BRIC. Țările BRIC sunt Brazilia, Rusia, India, China, Republica Sud-Africană. Sigur că ele sunt într-o ordine aleatorie puse aici, nu e ordinea bunăciunii, China e pe locul întâi, e clar acum între ele, dar Brazilia este un adevărat fenomen, fiindcă seamănă foarte mult cu România, au tot un popor de sorginte ca a noastră, dar iată un popor care a putut să facă un miracol. Câmpul Mușe nu mai are industrie, au fost închise uzinele, semnează Melana. Nominalizați politicienii care au devalizat, citiți, îi spune Ovidiu, da? Asta o să facem, stați liniștiți. Siriac este la autobuzul, nu știam că Siriac e ultimul cumpărător. Drăgășean Vâlcea, mecanică fină, Gigi Becali, Finca, Teniș, Ciocan, Jenț Auto, un italian, mase platice. Da, de acum încolo, dacă puteți să-mi spuneți și proprietarul, să vedem exact sau cel care a vândut. Întreprinderea Electromotor, 5500 de angajați. Întreprinderea 6 Martie, 2000 de angajați. Întreprinderea Extraceram, 2200. Uzinile mecanice, mamă, 10.000 de angajați. Cumpărate de frații Cristescu, nu pot să cred. Cu ajutorul PDL și PSD, toate în Timișoara, zice Nicu. Păi și eu întreb pe timișoreni, de ce, domnule, votați PDL și PSD? Ce aveți? După ce v-au luat ăștia toate fabricile. Dumneavoastră, timișorenii care vorba ce ați făcut revoluția. Dar, în fine,
poate vă treziți. Felicitări pentru emisiune, nu știu la ce ne va folosi, dar menționez și o mare întreprindere din Iași. Nu știu dacă nu a pomenit și altcineva despre asta, Moldova Tricotaje. Cred că nu s-a spus până acum, au rămas fără serviciu vreo 3000 de femei după 30-40 de ani de muncă. Tragic, semnează Ioana. Construcții mașinii CM Caransebe și fabrica de mobilă Balta Sărată. Aoleu, avem fabrică de armament, o, dar câte am avut, mi se pare că aveam 9 fabrici de armament, toate erau extraordinar de bune și acum nu mai e niciuna. La fiecare instituție dați câți oameni lucrau, e interesant să vedem câte sute de mii de șomeri. Vă rog, citiți mesajul, vreau să mă înscriu în partid, zice Cristi din Pitești. Da, vă reamintesc că în curând, pe undeva la sfârșitul lunii, o să avem congresul partidului și sperăm să strângem 1 milion de membri până la congres. Avem și noi o dambla să avem 1 milion de membri oficiali. Da, ne pune un număr de telefon pe ecran. Sunt numere pe banda aceea neagră, 311-4196, e unul care îl știu pe din afară. Organe de asamblare Brașov, rău radiatoare Brașov, hidromecanica, hidrojet, Breaza. Chiar dacă poporul român alege Partidul Poporului, mecanismul de numărare a votului este unul electronic, importat din SUA, așa că atenție la cei care operează dispozitivul electronic. Da, o să fim foarte atenți, dar nu știu dacă acest mecanism o să intre în vigoare de data asta. Oricum, dacă e să vă spun pe ștrau, America e cu noi, nu-i cu ei, așa că stați liniștiți din punctul de vedere. Mie să nu fie vreun soft al vreunui românaș, că ați văzut și la stadionul, la gazonul de pe Național Arena, era tot baronul PSD-ului. România vinde cu goale umplute cu armament rusesc. Întreprinde Adoosi și Boghiur Balș, da, știu asta, aproape de Caracan. Pe tema Impuls Leasing, cu siguranță ați face o emisiune foarte interesantă, o să facem, stați liniștit. Verificați și averea lui Ovidiu Tender și cât a furat nedând banii la oameni, faceți asta. Vulcan S.A. Da, Ovidiu Tender, știți că acum e în Senegal, pregătește alegerile în Senegal. Domnul Tender are acolo un palat în Senegal și s-a terminat de furat ce era prin România și acum mai fură și pe aia din Senegal, am impresia. Combinatul siderurgic din Galați, actualul Mittal Steel, Cuie și Lanțul Gala și Delta Dunării, domnule Dan, care ne doare cumplit. Da, Delta Dunării a luat-o de mult, domnul Adrian Năstase, știți, țineți minte, cu mătușa Tamara. Asta, înțeleg de ce vreți dumneavoastră să votați USL-ul, ca să iasă din nou Adrian Năstase, să vină stăpânul din Delta de acolo, să vină la putere pentru dumneavoastră cei din Delta. Cred că îl iubiți foarte mult. Întreprinderea din media și automecanica, hai că am pus-o pe asta. Între timp, sunteți gând la gând cu procurorii americani. Vitrometan, șuruburi, Mangalia, spune ceva, te rog, am spus între timp. Văd că e criză, au bani, se distrează, pe că noi săraci și nu avem ce mânca. Păi da, din cauza asta nu avem ce mânca, că au ei prea mult. Știți că e un echilibru pe planetă, dacă unii au mulți bani, alții trebuie să aibă puțin bani, că masa monetară e aceeași. Uzina Țev Republica București, făcea țev pentru apa grea de la centrala nucleară Cernavodă. Da, știu, și uite, s-a dus dracu. A rămas centrala nucleară, dar astăzi o cumpără și pe asta, cine știe ce chinezi, ce coreeni, ce arabi, ce ruși. Din Moldova nu, am dovezi cum au furat cei de la Moldomin, câte 50 de milioane de rol de la fiecare disponibilizat în 2004-2005. Mamă, în 2004 era la putere PSD, în 2005 era PDL. Uzunu, județul Giurgius, s-au luat degeaba. Faceți un reportaj pe tema cu poliția de frontieră care fură pește de la pescar, s-a amenințat cu moartea. Alumina era și la Tulcea, domnul Tudor, da, așa e, dar au luat-o tot rușii de la Slatina. Fermele pișicule din Delta Dunării, unde oamenii nu mai au ce mânca. În Dâmbovița tot rușii, Udpet, care la fir vechi, și Mechel, care nici ăsta nu va mai rezista, și tot ruși. Bine, bine că v-ați prins. Textila integrată din Botoșani, spune Sandu din Botoșani. Agrohorticola Uzunu, județul Giurgiu, cumpărată cu 10%, sunați-mă, vă rog. Combinatul Industria Sârmei Câmpia Turzii a ajuns la ruși. Și el. Alumina se extrage din bauxită de la mina din Bihor și era de o calitate extraordinară. Bravo! Păi nu v-am spus că Dumnezeu a ajutat țara asta. Știți că Dumnezeu a zis unde să dau eu rezervele de wolfram ale planetei? Și a hotărât Dumnezeu să le pună fix în România. Vă închipuiți? Știți că numai România are wolfram, da? Deci de pe toată planeta asta România și ar mai avea Republica Sud-Africană ceva, dar are fix nimic în comparație cu cât are România. Și cu toate astea Republica Sud-Africană e acum o țară puternică la nivel planetar. Deci noi, numai dacă ne-am exploatat wolframul, am fi șmecherii planetei. La poziția 122, întreprinderea refractară Alești din județul Bihor, nu Alba. Scuzați-mă, Alești, județul Bihor. Asta să facem acum, asta că pe urmă pierdem șirul. Deci poziția 122, Alești din județul Bihor. Ia să-mi fac temele mai bine. 122, veniți la tablă încoace cu camera. 122, întreprinderea de produse refractare Alești și că nu e Alba, e Bihor. Mea culpa. Bihor. Hai că și americanii ăștia au făcut varză județele. Dar pentru ei știți că pe mulți tineri americani, dacă îi întreb unde e România, habar n-au. Deci întreprinderea de produse refractare Alești, Bihor, da? Județul Bihor. S-o fi chemat Alba? Deci întreprinderea era Alba din Alești și pe urmă județul Bihor?
Oricum, e bine că am aflat, vedeți, că e foarte bun, sunt telespectatorii, sunt mai buni decât americanii, la așa ceva cel puțin. Oricum, americanii, știți bine că dacă e un american în parte, pe fiecare american în parte nu prea îi duce capul, dar ca națiune sunt foarte tari. Revenind la mesaje, să vedem ce mai descoperim. Întreprinderea fire, fibre sintetice să vină din Piatra Neamț, șterperită și ea. Uite, Alești, ne certa cineva, nici măcar nu este în Alba. Neferal din București, întreprinderea minieră din Borozel și de sub Bihor. Tot respectul pe cel cu oricum nu-i mai votăm. Oare? Dar în sondaje de ce ziceți că 58% vreți cu USL? Câtă dreptate aveți și dumneavoastră și domnul Mihai Antonescu? Câtă hoții au distrus combinatul siderurgic Galați. Întreprinderea 11 iunie Galați. Mai e și mafia naționalizărilor, chiaburii lui Pește la Galați. Să faceți o emisiune, vă stau la dispoziție cu informații. Marius Chiru din Galați. Dar și Mihai Antonescu e pe undeva prin culise și cu el o să vă reîntâlniți probabil în seriile următoare. România era o mare forță industrială, agricolă, militară. Alești în județul Bihor. Ok, ne-am însușit critica. Fabrica de zahăr din Caracal. Țevi, fabrica de zahăr era în Caracal? Era conserve, fabrica de conserve în Caracal. Cred că și zahăr, da. Țevi, Roman și Iași erau atât de multe fabrici până și în Caracalul meu, încât nici măcar eu nu le știu pe toate. Alești este în Bihor, se la Romet, București vândută, dar suma încasată achită doar materia primă existentă în depozit. Clădirile și pământul s-au dat degeaba. Mie îmi spuneți. Raluca, sper să nu dezamăgiți și dumneavoastră, să ne uitați tot ce promiteți, ca să ne câștigați voturile, că nu mai avem nervi. Păi nu că eu nu vă promit, eu doar vă ofer ceva. Nu am cum să vă promit, că eu nu sunt ca politicienii sau nici nu vreau să fiu politician vreodată. Eu doar o să fiu un tip care ajut pe alții mai deștepți ca mine să ajungă la putere și să nu vă fure. Asta e prima problemă cu în ordinea importanței. Sigur că restul vin de la sine. Important e să punem niște negustori în fruntea țării, niște comercianți, niște oameni de afaceri, oameni care să știe să vă mărească averea sau să mai recupereze din ce a mai rămas, nu s-o destrame ca ăștia care au fost. Magazinul Năstase, șeful Peștelui Universal București, întreprinderea mecanică Ceahlău Piatra Neamț, fabrica de vagoane din Roșiori, cea mai mare fabrică de pâine din Covazna, s-a dus și asta, fabrica de zahăr din Zimnicea. De aici, de ce nu spuneți nimic? S-au închis Fortus, Nicolina, Țesătura și multe altele care s-au închis. Turnătoria de fontă Lugo își făcea capace de canal. Acum la Oradea toate capacele sunt spaniole. Acum am dat pe postul meu și dacă nu este, vă rog să treceți și Arctic Găiești, care a vândut-o PSD. Iar pentru detalii corecte, vă rog, contactați-mă. O să trecem și Arctic, nu cred că lipsește din rechizitor american, dar dumneavoastră, cei din, de acolo, din Dâmbovița, de ce votați PSD și cu PDL mereu? Ia să-mi spuneți mie, dacă știți că v-au furat ăștia fabricile. Romfelt, fabrica Pas la București, zidul între Via, între Fig, medicamente, hârtie Bușteni, fabrica Stofa Zuga, Comarnic, fabrica de ciment. În comuna Mărdărești, Vâlcea, pe DN65, Horezul Craiova, de 3 ani de zile, pe lungime de 15 metri, asfaltul întrerupt și groapă lângă groapă. Alo, doamna ministru? Stați, nici știți că nu vă face nimeni nicio asfaltare, decât poate înainte de alegeri, cu câteva zile și oricum o să fac o emisiune specială cu câți bani ați dat dumneavoastră pentru asfaltări și ce s-a întâmplat cu banii. Vă spun de pe acum, au fost aproape 100 de miliarde de euro, deci miliarde de euro, cu 100 de miliarde de euro. Am vorbit cu niște colegi care o să ne construiască nouă autostrăzi în cazul în care câștigăm alegerile și mi-au spus că cu 100 de miliarde, domnule, dar am crezut că ea își bat joc de mine la început. Au zis că cu 100 de miliarde ar fi făcut 10 autostrăzi în toate felurile prin România. Nici nu știu dacă încap 10 autostrăzi în România. Ne-am și jucat pe o hartă cu tipii ăștia și am văzut că într-adevăr ar încăpea așa vreo 10 autostrăzi, în toate felurile să taie România, deci s-ar fi putut face cu banii pe care dumneavoastră i-ați dat la autostrăzi, 10 autostrăzi. La schimb, ați luat 0 autostrăzi, lipsește unul în față. Acum are pagubă dacă în loc de 10 v-au dat ăștia 0 autostrăzi. Bine că i-ați votat dumneavoastră de 20 de ani pe aceeași. Revenim la mesaje. Dorobanți, Ploiești și Intex Păulești, unde se lucra intens și multe altele, zice Mariana din Ploiești. Cei care vă critică se înfructă din furuciuni și sigur le frică. De-aia nu mai pot eu că mă critică unii. Știți ce v-am spus? Dacă pierd alegerile, așa mă urc și eu în avionul meu, știți ce avion drăguț am? Și am și un elicopter și am și un iaht. Așa m-aș plimba și eu puțin prin străinătate sau prin țară. Mi-aș face vacanțele, în cazul în care pierd alegerile, știți? Vă iubim și vă votăm, spunea Elena din Pașcan. Mulțumim mult, doamne. Cuptoarele de var, Belia Breaza, fabrica de șamotă din Comarnic. Metalurgica Aiut și combinatul de la Câmpia Turzii, spune cineva. Uzina mecanică Mija din Dâmbovița. Eu vă votez împreună cu toată familia, peste 40-60 de persoane, zice telesatorul. Da, uite, am luat 60 de voturi. Dar dacă puteți rezolva nimic din ceea ce spuneți, așa cum a spus și ei 22 de ani, eu v-am spus, v-am avertizat, să nu mă pomenesc cu 10% în Parlament, că 10% o să spunem mersi, la revedere, n-avem nevoie. Și am plecat, ce am avut și ce am pierdut. Deci vedeți că noi la 10% cred că o să cam demisionăm un pic din Parlament. Ori ne dați de la 26% în sus, ca să avem șansa să fim primul partid din țară și să putem face guvernul, ori mai bine lipsă.
Să nu-mi reproșați mie că nu putem face din ceea ce vă spun nimic, dacă o să ieșim cu 10% în Parlament, da? Că nu se poate face cu 10% nimic în Parlament. Deci trebuie să avem guvernul, vă reamintesc, în luna noiembrie acestui an, și apoi trebuie să avem președinția. Fără astea două, nu putem face aproape nimic din ceea ce vorbim. Dar, în fine, mai discutăm despre aceste procente. Rafineria Steaua Română Câmpina a terminat-o hoții, conducerea securistă, păcat, prima rafinerie din Europa, da? Am uitat să spunem asta, că am fost primii cu rafinerie în Europa și primii cu iluminat public din Europa. Am avut și prima cale ferată. Ce dracu n-am avut noi primii în România, dar asta e, s-a ales praf. Primul stilou a fost în România. Fabrica de frigidere alimentare și captator solar din București, spune altcineva. Comefim Costești, toată industria pe orizontal auto, 200.000 de locuri de muncă. Uzina mecanică din Plopeni, uite, asta era altă uzină de armament, s-a dus și asta. Nu, v-am spus numai din afacerea cu polonezii, cred că ne-am îmbogățit, și ca aia vă mai dau vreo 10-15, într-o seară, dacă mi-aduceți aminte, să vă povestesc câte oportunități de afacere am întâlnit eu și nu sunt președinte și nici nu sunt la putere. Doar cred unii din străinătate că am vreo șansă să fiu, și atunci vin și îmi toarnă în urechi și mi-arată business planuri și te îngrozesc să vezi câte afaceri bănoase au respins guvernanții români de la autostrăzi pe care trebuiau alții să ne le facă pe moca și noi decât să ne uităm de pe margine așa la ele cum se construiesc. Noi stăteam pe margine, fumam, mâncam semințe și aia ne făceau autostrada. Și pe urmă noi ieșeam cu mașina din casă și mergeam pe autostrada făcută de ea, dar era autostrada românească. E adevărat că plăteam niște euroi pe la bariere, dar asta e decât deloc. Pe urmă au venit alții să ne facă niște porturi, adică un port, vă închipuiți, un port, Moca, într-o zonă nefolosită la Marea Neagră. Și ai noștri n-au vrut, au zis, plecați de aici cu portul vostru. E, aceiași oameni au plecat și construiesc, au și terminat, înțeleg, portul, un alt port din Salonic, Grecia. Deci așa mai departe, nu mai plești pe cap a avut România, dar guvernanții noștri le-au îndepărtat, știți de ce? Fiindcă creștea nivelul dumneavoastră de trai, dacă ei acceptau afacerile astea, creștea nivelul de trai, dumneavoastră vă deșteptați și dumneavoastră nu mai votați pe ei pe urmă, aia era problema. Și ei au stabilit împreună cu specialiștilor că trebuie să vă țină în sărăcie, în ignoranță, în prostie, și atunci dumneavoastră, fiind în sărăcie, în ignoranță și în prostie, votați aceeași, adică tot pe USR și tot pe PDL. Deci de asta au refuzat afaceri extraordinare, adică îmi vine acum în minte că v-am dat exemplu cu avioanele, că fiecare știți cu cel doare, cu pasiunile lui. A venit un străin și a zis, domne, cred că v-am spus, dar e momentul din nou să vă spun ca să vă intre bine în cap. A venit un străin, cred că era acum 3 ani, 4 ani, oricum a prins și guvernarea PSD și pe aia PDL. Și a venit străinul și a zis, domne, avem și noi nevoie de un aeroport aici la noi. Și ăsta românul a zis, păi aterizați pe aeroportul Otopeni. Domne, nu putem, aeroportul Otopeni e nașparliu, e mic, e urât, nu face față, nu ne trebuie un aeroport numai pentru noi, că noi avem 1000 de avioane care să aterizeze pe zi. Românul a zis, du-te, domne, de aici, e ceva necurat în ce îmi propui. Domne, nu-i curat. Uite, să moară mama, uite, noi zburăm de aici, 6-7-8 ore pot zbura avioanele noastre, după 6 ore rămân fără benzină, fără combustibil și atunci se prăbușesc. Decât să se prăbușească toate avioanele peste țara voastră, că Dumnezeu ne-a așezat, am uitat să vă povestesc, din punct de vedere aviatic, hai să vă povestesc altceva. Deci numai din punct de vedere aeronautic, că trec de la una la alta, dacă să poate cei care v-am plictisit cu tabla să vă mai povestesc și asta, Dumnezeu ne-a așezat ce că ne-a dat aur în subsol și petrol și ceva mai povestit, apă minerală, suntem al doilea deținător de apă minerală, de resurse de apă minerală de pe planetă. Dar Dumnezeu ne-a așezat pentru anii ăștia 2000-2200, eu știu cât să mai zbura pe planeta asta, 2300, ne-a așezat într-un punct nodal din punct de vedere aviatic și din punct de vedere hidrologic. Vă povestesc cu hidrologic mai târziu, dar acum hai să vă povestesc cu aviaticul ăsta. Deci, avioanele inventate până acum pe planetă, cele mai bengoase avioane, pot zbura fără să cadă, adică au suficient cherosen, așa se cheamă combustibilul folosit de avioane, pot zbura așa, să zicem, 6 ore, 8 ore, 10 ore, 12 ore, cele mai. Și din cauza faptului că România a pus-o Dumnezeu exact în buricul planetei, uite, n-am aici un glob să vi-l arăt cum rotund așa, România este fix pe buricul planetei, așa, într-un fel, mă rog, pare la 45, astfel încât, stați că trebuie să vă mai spun ceva ca să nu vă pierd. Pe planeta asta, pe cerul planetei, sunt desenate niște rute aeriene. Desenate, vorba vine. Adică nu le vedeți dacă ridicați ochii pe cer, dar ele sunt desenate pe niște hărți aeronautice, niște culoare de zbor se cheamă ele. Și
pe culoarele astea de zbor, zboară avioanele. Într-un sens, în altul, de-aia când vă duceți de multe ori în America, faceți 8 ore, când vă întoarceți, faceți 9 ore, fiindcă o luați pe o altă rută. E ca la Caracal și la ăștia, în fine, cine dracu să înțeleagă, în Caracal costa 1,50 lei și nu era o minune a orașului, deși e considerată de dumneavoastră ceilalți o minune a orașului, a șaptea minune a orașului Caracal, este biletul de autobuz, fiindcă biletul și astăzi de la gară în centru costă 1 leu și din centru la gară costă 1,50 lei. Dar asta pentru simplu motiv că de centru la gară se duce pe altă rută și consumă mai multă benzină. Eu când am zburat prima oară cu avionul, primul că mi-a fost foarte frică, am întrebat de ce la ducere am făcut mai puțin și la întoarcere mai mult. Am crezut că a bătut vântul în aripi mai tare și totuși explicația era alta. Se zboară pe niște culoare de zbor și sunt mai întortocheate, așa, mă rog, ciudățele. Ei, culoarele astea de zbor, cine le-au fi făcut? Americanii, rușii, nu mai trebuie să ne batem capul că s-au făcut deja, autostrăzile astea aeriane, ale naibii toate trec în jurul României. După ce că trec toate prin jurul României, cum vă ziceam, asta nu a făcut-o Dumnezeu, aici am avut noi bulan, am avut noroc. După ce că trec toate autostrăzile astea aeriene pe lângă România sau pe deasupra, România este la mijlocul tuturor rutelor importante, adică rutele mari, cum ar veni. Când vrea cineva să zboare din China în Anglia, că așa zboară oamenii bogați și deștepți ai planetei, din China în Anglia, nu se duce nimeni din China în România sau din România în Anglia sau prea puțin. Deci oamenii adevărați bogați ai planetei și mulți zboară așa, din India în Anglia, din China în Anglia, din Emiratele Arabe în Anglia, care nu zboară direct în America, repet. Alții zboară din China în Spania, din India în Spania, și înțelegeți așa mai departe, din Noua Zeelandă în Spania, din Australia în Spania, sau în Germania, sau în Franța, sau în Anglia. Deci toți oamenii mulți ăia cu bani în ce în ce mai mulți din Asia se duc în Occidentul Europei. Pe această rută, avioanele trebuie să stea o leacă la sol. Unde să stea ele avioane la sol? Ele ar sta undeva pe Marea Neagră, dar e apă și nu poate să aterizeze. Și ele termină cherosenul undeva deasupra României, deasupra Bulgariei, deasupra Republicii Moldova. Fiindcă noi, între aceste trei țări, Bulgaria, Republica Moldova și România, suntem totuși, sau eram, când vă povestesc, o poveste e de acum 3 ani, fiindcă noi eram cei mai avansați între cele trei țări, mai civilizați cât de cât, ei credeau că pe aici, pe la noi, se dau cu bazuca în fiecare zi, se taie oamenii cu săbile, dar aveau rapoarte de țară mai negative referitoare la Republica Moldova și la Republica Bulgaria. Și a venit, repet, bogătașul în România și a spus guvernantului de la PSD: trăiască familia ta, vrem și noi să un aeroport. Și el a spus: da, aveți un aeroport. Asta a zis: nu, vrem un aeroport al nostru să construim. Cum să construim? Păi așa bine. Păi pe ce bani a întrebat PSD-istul? Nu știu dacă era Ponta sau cei care negociau. Și el a zis: pe banii noștri. Cum pe banii voștri? E ceva dubios aici. Nu, domnule, pe banii noștri, noi vrem un aeroport al nostru, vă dăm și vouă 1,2 miliarde de euro pe an, să vă dublați și voi pensiile, salariile la români, dar nu ne trebuie un aeroport, e urgent. Am uitat să vă spun ceva important. Un avion, când aterizează pe un aeroport, plătește o taxă. O taxă foarte, foarte mare. Adică mai mult dai pe taxele astea decât dai pe benzina avionului. Cum să vă explic eu dumneavoastră, ca să mă înțelegeți? Uite, când eu am zburat la Craiova, am fost la Craiova cu Partidul Poporului acum vreo 2-3 luni, am zburat de la București la Craiova. Acum vă dați seama, țăranul de la Caracal, în loc să mă duc cu mașina până la Craiova, am zburat cu avionul. Da, cu avionul faci 10 minute, 15, cu mașina faci 3 ore, 4 ore. Era și vreme urâtă, ploua și așa mai departe, cu mașina puteai să faci și mai mult. Și m-am dus eu cu avionul meu propriu și personal, pe care l-am muncit, dar de fapt dumneavoastră mi l-ați cumpărat din minutele de publicitate, fiindcă dumneavoastră v-ați uitat mult la emisiune, din minutele de publicitate s-au vândut foarte scump și eu din banii de minute de publicitate am cumpărat și eu un avionaș mititel acolo și am zburat cu avionul de la București la Craiova. Când am aterizat la Craiova, ăla de la aeroportul din Craiova, mă rog, noi ne-am dat jos din avion și ne-am urcat în mașină. Dar ăla de la aeroport a zis: hei, domnul Dan, da, domne, banu. Păi de ce, frate? Păi ai aterizat la mine pe aeroport. Pe aeroportul din Craiova nu mai aterizase niciun avion de vreo 10 ani. Cine să mai aterizeze la Craiova? Vă dați seama, dacă totul e pe butuci, în Craiova nu mai aterizează nimeni, nu mai decolează nimeni. Deci era un tip în aeroport și a zis: domne, dacă tot ai aterizat, plătește-mi banii de aterizare. E corect. Există o taxă de aterizare și una de decolare.
și am plătit fix în lei vechi 23 de milioane de lei vechi. Deci am plătit 23 de milioane de lei vechi pentru un avion cu 6 locuri plus pilot. Că se plătește în funcție de greutatea avionului, în funcție de numărul de locuri. Mă rog, nu contează, nu vă bateți capul. Deci, vreo 500 de euro am plătit la aterizarea unui avion mititel. Când ai un avion măricel, cum au ăștia, cocoșatele, cum se spune, sau avioanele cu două etaje, așa, atunci plătești la o aterizare, cum să zic, 30.000 de euro, abar n-am, nu știu cât, dar foarte mult, proporțional cu greutatea avionului. Ei, când ai o companie de avioane, care ai 1.000 de avioane și asta aterizează în fiecare zi, că trebuie să aterizeze și să și deculeze. Mamă, și când ai 30.000 de euro la fiecare avion, din alea 1.000, înnebunești, începi să nebunești. Chiar dacă tu ești emirul Arabiei sau nu știu ce mare investitor din India. Și atunci oamenii ăștia vor să-și facă propriile lor aeroporturi, este logic, ca atunci dacă ai propriul tău aeroport, nu mai dai atâția bani. Dacă ai multe, multe, multe avioane și multe companii aeriene, trebuie să ai și propriile aeroporturi. În fine, nu vă mai plictisesc, este afacerea secolului, fiindcă oamenii zboară din ce în ce mai des. Domne, românul nostru de la PSD a zis, ieși afară acum, ieși afară cu aeroportul tău. Cum să-ți faci tu aeroport? Domne, a zis străinul, dă măcar 1.000 de hectare de teren undeva, în ce oraș vrei tu? Fiindcă pe ei nu interesa, ei doar aterizau pentru această escală, pentru a-și face plinurile la Cocoșatrelul, la Magawaie. Dar străinul a încercat să-i spună ceea ce era adevărat. Domne, noi vezi că după ce facem aeroportul ăsta care are 1.000 de hectare și care va fi o construcție așa frumoasă, cum n-a avut nimeni pe planetă, că ei când fac un aeroport fac ceva modern, futurist, cum se zice, atunci toată zona aceea se dezvoltă și străinul a zis, dă-ne o zonă din asta unde ai tu un deșert, dă-ne ceva, Harghita, Covazna, Sălaj, Bistrița, nu trebuie să fie în București, unde în jurul acestei zone de 1.000 de hectare se vor construi hoteluri, că mulți dintre străinii ăștia care mai aterizează pentru escală se mai dau jos din avion și zic, wow, ce țară frumoasă, ce fete frumoase, uite, aveți și casino și așa, așa, se și poate fuma la voi în România și atunci românii riscă să se îmbogățească de pe seama acestor pasageri, adică nu treceau mulți, așa să zic, 100.000, 200.000 de pasageri pe zi, treceau prin localitatea românească, mulți puteau să rămână, să-și întemeieze familii și așa mai departe, să investească în România. Deci vă dați seama, numai avantaje și avantaje. Străinul a zis, domne, zice, am auzit că nu prea aveți drumuri. De la aeroportul ăsta care îl construiesc eu pe barba mea, vă fac și o autostradă până în autostrada care aveți voi. Aici rușinea e de înțeles din partea gazdei de la PSD, că ăsta știa că nu avem nicio autostradă, de ce autostradă să se lege străinul. Dar în fine, trecem peste asta, românul de la PSD l-a dat afară pe străinul cu constructor de aeroport, care, repet, vrea să facă pe banii lui un aeroport. Aeroportul costa în jur de 10 miliarde de euro. România câștiga uriaș, miliarde și miliarde de euro, nu mai știam ce să facem cu banii, plus de asta, repet, nu făceam noi nimic. Noi mâncam semințe și ne uitam cum construiesc ăștia un aeroport uriaș și pe urmă cum vin magaoaiele și aterizează și decolează mai departe. Nu vă mai spun că românii puteau pleca cu avioanele din momentul ăsta oriunde vreau mușchii lor, fiindcă plecau prin această companie care ateriza mereu în România că n-avea încotru. Deci avantajele de pe lume pleașcă mai mare decât asta, nu cred că ați auzit vreodată. Și cu toate astea, guvernul PSD a respins această pleașcă, fiindcă nu se putea fura absolut nimic din ea, dar absolut nimic. Apoi a venit investitorul meu disperat, a venit în România pe delistă. Dom'le, România pe delistă, dacă ăla de la PSD l-a mai ascultat cât de cât, să gândea la altceva, să uita pe fereastră, ăștia de la PDL l-au dat pe ușa afară și au zis, domne, cum vii, domne, să construiești la noi aeroport, domne, fără licitație, dumneata nu vrei să faci licitație, dumneata nu vrei să respecti achiul comunitar? Și s-a zis, domne, ce licitație? Trăiască familia ta. Noi nu avem cu cine să ne licităm, că nu mai vrea altcineva să facă un aeroport la voi. Noi vrem să fim singuri, să facem noi singur aeroport. Dacă mai vrea altul peste 10 ani, să facă și la aeroport. Plus că licitațiile sunt doar pe banii publici ai țării respective. Ăsta era un tip care vrea fie să cumpere 1.000 de hectare de teren, fie să le primească în concesiune de la statul român, repet, să-și facă aeroportul lui acolo. Domne, ăștia de la PDL din nou l-au dat afară. Deci am pierdut pe mâna PSD-ului, am rămas fără aeroport modern, fără dublarea pensiilor și salariilor dintr-un nenorocit aeroport, măream pensiile și salariile. A venit PDL-istul, a gonit și PDL-istul. Ce credeți că a făcut investitorul meu? Că acum pot să vă spun despre cine este vorba. Investitorul meu, care am vorbit la vremea respectivă, eram și un ziarist, n-aveam oricum niciun fel de putere, omul doar mi s-a plâns, era un arab.
arabul construia acest aeroport pentru compania, o companie arabească, ca să nu dăm numele acum, că poate omul nu se supără, nu mi-a dat acordul să vă povestesc în amănunt. Și această companie a zis, Doamne, așa se închinau, deși erau, ei sunt arabi și nu se închină, mă rog, au altfel de religie. Și uite așa se închinau arabii mei și ziceau, Doamne, ce tembeli, Doamne, dar ce nebuni. Ori fi tras ceva pe nas, nu ori fi tras, ori s-or fi drogat politicienii ăștia ai tăi de la PDL, de la PSD. Și eu am zis, dar ce ai făcut până la urmă? Păi ce să fac? M-am dus în Bulgaria. Oamenii nu mai puteau aștepta. Și cel mai mare aeroport, cel mai frumos aeroport al planetei, cel mai, cum vreți dumneavoastră, cel mai fastuos, este aproape gata, înțeleg că acum câteva luni se făceau probele, undeva lângă Sofia. Bulgarii o să-și crească pensiile, salariile, fiindcă cei din PSD și cei din PDL, acum eu nu știu dacă cei din PSD și PDL n-au primit vreo șpagă ceva de la autoritățile bulgare ca să ajungă ăștia în Bulgaria. S-ar putea să nu lipsească informația asta. Cert e că aeroportul se duse și ăsta putea să trecem pe listă. Ăsta nu l-am avut niciodată, dar puteam să-l avem, dar nu l-am avut mulțumit acelorași ciocoi. Deci s-a dus aeroportul, acolo lângă Sofia se fac hoteluri, fac ea vreo 10.000 de camere de hotel, nu mai știu ce să facă, le trebuie vreo 1.000 de restaurante, că vin ăștia, hămesiți ăștia de pe avioane și nu să aibă unde mânca. Vă dați seama, când pleacă ei de acolo, fac escala la Sofia și din Sofia se duc mai departe pe planetă. Acum, ce credeți? Totuși, povestea se termină cu happy end. Pentru noi românii există tot timpul un Dumnezeu. Și trebuie să mă întorc la tablă ca să nu fac ce în paranteza prea mare. Există un Dumnezeu pentru români. Pe lângă compania bogătașă arabească de care v-am vorbit, s-a mai născut o companie mare pe planetă. Dom'le, compania asta mare pe planetă, ăștia se concurează între ei, mari ăștia bogătași, că de-aia spun bani la bani trage. Compania asta mare a început să caute un aeroport. Deci cum se termină filmele americane, ați văzut în ultima scenă a filmului american, apare din nou extraterestru sau apare, mă rog, despre ce a fost vorba în filmul ăla de groază sau nu. Aici nu e un film, sper să nu fie un film de groază până în final. Acum a apărut un alt investitor, a apărut acum vreo 3 luni, disperat ăsta a venit direct la OTV. Și i-am spus, ce cauți dumne aici? Lângă Rolls-Royce-ul meu la OTV, mai era Rolls-Royce. Ce băi, frățioare, am auzit că tu l-ai cunoscut pe ăla altul care a fost cu aeroportul acum 3-4 ani, care s-a dus în Bulgaria, nu știu ce. Ah, am uitat să spun. Bulgarii au niște politicieni îndoielnici, în sensul că n-au fost atât de hoți ca românilor, dar se pare că nici ei nu sunt foarte în regulă. În sensul că arabii ăștia care au venit la mine și care au fost respinși de PDL-PSD au obținut o exclusivitate interesantă pentru teritoriul Bulgariei. Adică i-au făcut oameni pe bulgari, le-au băgat 10 miliarde de euro, nu știu ce, dar le-au zis bulgarilor, niciun alt aeroport nu mai dați la altă companie pe teritoriul vostru. Bulgarii au semnat ca fraierii. Și acum străinul ăsta altul cu Rolls, mă pomenesc cu el și zice, băi, știu povestea, știu că ăla altul, concurentul meu a fost pe aici peste tot, a fost respins, a ajuns în Bulgaria, nu știu ce. Eu oricum în Bulgaria nu mă mai pot duce, că de la el am aflat că Bulgaria a dat exclusivitate celălalt. Zice, la Chișinău nu m-aș băga, că am auzit că se moare acolo, se împușcă lumea pe străzi la Chișinău. Zice, hai să facem ceva la tine. Păi zic, ce să facem? Tu n-ai aflat la noi, nu sunt încă alegeri, mai încolo, mai prin noiembrie, se tot amână, era să fie prin iunie, se mai amână. Bă, zice, se amână cât se amână, dar dacă câștigi la alegeri, mă lași, domne, pe mine a doua zi să fac și un aeroport. Și zic, dar ce faci? Ești disperat, nu? Ce zici, disperat? Disperat e puțin spus. Deci am comandat 300 și ceva de avioane cocoșate la Airbus. Sunt Airbusurile mari. Ăsta avea vreo 200 de avioane cocoșate și acum mai își cumpără 300. Nu mai știu ce să facă cu banii și oamenii ăștia. Și zice, ești disperat când o să-mi vină avioanele alea. Asta va fi prin luna septembrie acestui an, încep să-i vină avioanele de pe linia de fabricație. Zice, nu știu unde să zbor cu ele, s-ar putea să dau chiar și faliment, fiindcă dacă se duce pe partea cealaltă a planetei, păcat că n-am globul aici, dar mă pregătesc la emisiunea viitoare, dacă se duce pe partea cealaltă a planetei, adică prin Hawaii, prin America, cum să zic, zice, nu fac niciun business. Clienții lui zboară spre Europa, așa cum am spus, și drumul între Asia și Europa trece, vrei nu vrei, peste Românica. Și atunci omul este chiar disperat. Zic, bă, dar ce variantă mai mă? Păi zice, aș mai avea una să aterizez prin Uzbekistan, prin Kazahstan. Dar asta e prea devreme. Și că din Kazahstan până în Anglia, iar rămân fără benzină. Și de asta vă spuneam, Dumnezeu, cum ne-a așezat el, cum s-o fi gândit. Bă, când încep ăștia cu avioanele să zboare, cum dracu să facem toate avioanele să aibă nevoie să aterizeze în România?
Acum v-aș mai spune și despre vapoare la fel, dar nu vreau să vă plictisesc cei care adorați acest subiect. Și vapoarele au o situație similară, că foarte multe vapoare ar avea nevoie de un port, foarte multe vapoare care vin din Asia, de un port aici la Marea Neagră, de unde să plece mai departe, în Europa. Portul între timp s-a zburat puiul cu ața, s-a dus la Salonic, investitorul pe care eu l-am cunoscut investește deja în Salonic, fiindcă românii l-au respins. Dar, repet, avem o șansă istorică, ascultați și vă spun aici, în cazul în care este USL-ul, dumneavoastră cum sunteți naivi și mulți dintre dumneavoastră mai fraieri, sau puțin dintre dumneavoastră, o să vedem cum, încă mai vreți să votați cu USL sau cu PDL. Dacă este cumva USL și PDL, spuneți-le că v-a zis Diaconescu că e un investitor tare din Asia care vrea să facă un aeroport în România, adică e disperat. Și putem să-l jupuim pe ăla de bani și să ne îmbogățim, să avem cel mai mișto aeroport din lumea asta, că îl face peste cel din Sofia. L-am întrebat, mă, dar zic că îl faci mai belea decât pe cel de la Sofia. A, bineînțeles că acum tehnologia avansează și așa mai departe. Deci să avem și noi un aeroport unde să vină vreo 1000 de avioane să aterizeze zilnic, într-un sens sau altul, și să fie cel mai mare nod turistic aici și nu la Frankfurt sau nu la Londra sau nu în altă parte. Am uitat să vă spun că avionul, odată ce pleacă încărcat cu kerosen din România, poate să aterizeze chiar și la New York în zbor direct. Deci ăla care pleacă, dau un exemplu, de prin China, poate să facă o escală prin România și de aici încolo să aterizeze direct în America sau, repet, la Londra, unde au ei nevoie. Deci putem fi principalul punct al planetei. Nu trebuie să facem nimic, am uitat să vă spun. Trebuie doar un pix în mâna unui prim-ministru sau unui președinte de țară care să-i zică lui ăsta, da, meseriașule, hai, apucă-te de mâine. O să-i dăm 1000 de hectare de teren în concesiune, avem 3 milioane de hectare de teren nelucrate. Acum mare pagubă, la cât am pierdut, îi dăm lui ăsta 1000 de hectare. Asta zice că într-un an, doi face aeroportul. Vedem cum aterizează avioane, ne uităm așa cu mâna streașină la ele, plecăm când vrem din țară, ne întoarcem când vrem, totul moca. Acum să epuizăm pe lista electronică trimisă de trasatori foarte crulmentul Brașov, să ne întoarcem la panou electronic și apoi mergem și la tablă. Nu doar vor să vândă Compania Națională din Cernavodă, PDL-ul ne-a subjugat pe muncitorii cu 30 de ani de vechime, în timp ce ei își tot măresc salariile și fac angajări doar pe baza orientării politice cu cotizația de rigoare, spune cineva. Frați români, cum să se vândă centrala nucleară? Uite așa bine, dacă nu mă credeți, verificați site-urile guvernului de astăzi. Chiar vor să vândă centrala de la nucleară, dar nu ca vor să o vândă. Reactoarele 3 și 4 vor să le dea să se facă direct de către un privat și, pe urmă, la alea, la 1 și 2, să vândă o parte din ele. Uzina mecanică Mizil, filatura Mizil, Raxan Mizil, OPRM, rețeaua rurală de poștă, ne-au terminat ăștia. Poate vă spun ceva aceste fabrici. Mizilul e un oraș mort, au zis. N-am știut. Vă aștept la Vatra Dornei, vă iubesc. Mulțumim, o să venim. Trebuie să punem justiție străină, că îi avem pe toți, sunt corupți. Nu știu dacă chiar sunt corupți toți judecătorii, o parte din ei poate, dar sigur și o parte din procurori, cu ei trebuie să începem și desigur o să ajungem și la judecători. Dacă repet, nu e nevoie să ajungem judecători din străinătate, că vor fi jurații lângă judecători și jurații, dacă nu știți și aia, jurații sunt niște cetățeni simpli care spun despre un tip. Ce exemplu să dăm? Noi o să-l arestăm, de exemplu, pe Emil Boc, da? Noi, procurori, îl rețin. Jurații, o să fie 9 jurați în sală. Și jurații spun, domne, Emil Boc este vinovat sau nu este vinovat. Dacă nu este vinovat, gata, Emil Boc părăsește sala și e liber toată viața lui. Dacă este vinovat Emil Boc și jurații au hotărât că e vinovat, atunci judecătorul, care se pricepe la legi, că jurații habar n-au de legi, vă dați seama, atunci judecătorul stabilește ce pedeapsă primește Emil Boc. Adică pedeapsă, condamnare pe viață, condamnare la moarte, confiscarea averii și așa mai departe. Da? Deci jurații stabilesc doar dacă este vinovat sau nu inculpatul, iar judecătorii hotărăsc cuantumul, repet, fiindcă judecătorii au o școală și știu cum se aplică legile. Dar jurații sunt oamenii din popor care știu, bă, ăsta e cam vinovat, ăsta nu prea e vinovat. Dacă jurații, un singur jurat spune că ăla nu e vinovat, este eliberat inculpatul. Înțelegeți? Deci extrem de simplu sistemul. Sistemul îi favorizează decât un criminal degeaba în pușcărie, mai bine un criminal în libertate, spun americanii. Adică e puțin la limita riscului sistemul, dar e corect. Repet, toți jurații trebuie să fie de acord că ăla e vinovat. Și dacă ăla e vinovat, judecătorul îl condamnă. N-are cum să nu-l condamne judecătorul dacă jurații au hotărât că e vinovat. Iar jurații veți fi dumneavoastră din popor, în sensul că toți care sunteți la evidența populației, se face o extragere la sorți. Pentru procesul lui Boc se extrag 9 inși. Unul din Vatra Dornei, unul din Lugoj, unul din Cutare. Sunteți aduși la proces la București, cazați într-un hotel al tribunalului, un hotel care e lângă tribunal. Mă rog, dacă nu e, va trebui să-l construim sau să cumpărăm. Stați acolo la hotel până se termină procesul. Procesul se ține de regulă o săptămână, două, trei. Cel mult. Și gata. Și e simplă justiția și nu mai există niciun fel de erori și cu asta basta.
Dan ne mai spune pe post din când în când că nu ești puiul mamei, omul lui Băse, că cei care au ciudă caută să convingă lumea cu mizeria asta. Păi cum să fiu puiul lui Băse, că l-am dat afară din restaurant, s-a auzit la predat ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât, m-a băgat și la pușcărie înainte să mă dea afară din restaurant. Spune și despre chiresteaua produsă de bor și vândută la chinez. Domnule, sincer, nu știu pe asta, chiresteaua produsă de biserică, să înțeleg, și vândută la chinez, habar n-am. Ce știți despre domnișoara Roxana Avram când vine la emisiune? În continuare n-are voce domnișoara Roxana Avram, de la oastrele alea din Iași a rămas fără voce săraca de ea, dar o tratează 100 de doctori, să vedem dacă o și fac bine. Cu privire la centrala nucleară, ar fi bine să faceți de urgență o emisiune pe tema asta, să-i împiedicați? Da, credeți că de aia nu mai pot ei de emisiunea noastră să-i împiedicăm. Lor le e frică doar de votul dumneavoastră, asta e problema. Mișa și Automecanica Moreni, Carome sau Une, singura fabrică de cauciuc sintetic din România, în 72 cu încă o uzină de cauciuc izoprenic. Ia uite, investiție de 5,7 miliarde de lei în acea vreme, majoritatea utilajelor din V2A inox și vândută ca fier vechi. De ce înseamnă specialiști? Aș vrea și eu două locuri de muncă pentru copiii mei, doar după alegeri, din păcate. Fece Mondiala, Unio, 1 septembrie, Tricotec SM, fabrica Satu Mare, asta fabrica de mobilă, fabrica de zahăr Carei, Ardelean Petru din Satu Mare, Sece din Nitramonia, Isafă Găraș, fabrica de izolatori din Botoșana 2, din Europa, care mergea pe profit. Nu proști, ticăloși, zice cineva despre guvernanță. Cine mai gândește cu capul? Dacă ai 1 miliard de euro, îți mai cumperi de lucru doar pentru așa ceva? Păi nu știu, uite că ăștia au 1 miliard de euro și tot mai vrea să stea la putere. Bolintin este de Giurgiu. Aoleu, nu-i de Nilfov, scuzați-mă. Pădurile țării, o fi fost în Ilfov înainte de 89 sau nici nu știu, o să-i cer pe americani. Taxa auto reprezintă un furt din buzunarele șoferilor, de acord, și ar trebui să desfințată. Pădurile țării au fost date unor particulari. În județul Galați s-a distrus toată industria, combinatul siderurgic, cel mai mare. Ce se întâmplă cu terenurile care se vând străinilor? Cât a mai rămas românilor? A mai rămas mai nimic. Vreo 4 milioane de hectare știu că au cumpărat străinii deja. Mă rog, nu-i încă totul, mai sunt multe milioane de hectare. Țara noastră e uriașă. Din Botoșan, fabrica de izolatori. IUPS, Integrata de In, fabrica de șuruburi, fabrica de mobilă textilă, fabrica de cauciuc, electrocontact, fabrica de sticlă Dorohoi. Incredibil cât avea Dorohoiu. Fabrica de zahăr Bucecea și Trusești. Trebuie să le mulțumesc oricum trăsătorului din Dorohoi și în general din județul Botoșani, fiindcă am văzut sondajele adversarilor noștri și în Botoșani avem cifre record de 35%, incredibil, dar adevărat. S-a putea ca revoluția să înceapă din Botoșani. Combinatul de lianți și materiale refractare Turda, județul Cluj, actualmente Holcim Ciment, da? Așa este, tot cimentul s-a furat. Fabrica de hârtie Bușten, terminată de securistul Manoiu cu Baibarac. Un cămin cultural foarte vechi, devine printr-un tertip oarecare. În Alba s-a închis mecanica, utilajul, refractare, Ardealul, Imcov, Covoare, Albalact. O să vă votăm să scăpăm de sărăcie, zice Maria din Alba. Societatea Națională de Îmbunătățiri Funciare, tot ce înseamnă irigație, da, am uitat de îmbunătățiri funciare, zice Voicu din Arad. S-a mobilă, s-a Satu Mare, fiind o fabrică etalon în prelucrarea lemnului, a fost devalizată total de fosta conducere. Ajutați de politicieni, reacționarii, suc degetul, de ce? Mergeți înainte cu respect, spune George. Din Bistrița a distrus filatura de lână pieptănată, având o mașină la remat, fabrica de mătase, mamă, că s-a furat și în Bistrița. Din Prahova, peste 200 de întreprinderi distruse. În Prahova, adică 200 într-un județ? Păi ori 40 de județe se cerau 8.000 de întreprinderi, nu pot să cred. Plopenii cu 20.000 de salariați în 89, uzina 1 mai cu 18.000 de salariați, unde a fost director tatăl doamnei Roberta. Opa, deci la uzina 1 mai a fost director tatăl doamnei Roberta Anastase. Păi de ce a acceptat să se distrugă fabrica? Că directorul ăștia aveau mândria lor. Ce tare, interesant, n-am știut. Intri la putere și condus singur. Că dacă fură unul, era bine. Dacă fura mulți, uite unde a ajuns țara. Stai niște că eu n-am de ce să fur. Am un avion așa drăguț, ce să fac? Am 6 locuri deja, noi suntem doar 3, 4, 5 în familie. Și așa am prea multe locuri. Iactul are deja, are 20 ceva de locuri, n-am cum să-l umplu vreodată. Mașina are 5 locuri, eu sunt merg singur până ea. La Pașcan, Ciocuiu, care astăzi este deputat, Neculai Rățoi, era primar când s-a vândut pentru privatizare 10 hectare sa Pașcani. Astăzi este o ruină. Fabrica de conserve, fabrica de cărămide, fabrica de vată, Bârlad, fabrica Vigotex, Bârladicil, Bârlad, fabrica Abrom. Da, e clar că trăsătorii sunt mult mai tare decât americanii mei. Păi numai dacă număr fabricile de NSMS-urile astea, și cred că o să le trec și pe astea la tablă într-o altă emisiune, cred că sunt mai multe decât mi-au dat americanii. Dar americanii presupun că au găsit doar pe cele 1300 care s-au furat cum ar veni cu acte, adică unde s-ar putea dovedi furăciunea. Mă gândesc că între 1300 unde se poate dovedi furăciunea și până la 8000 câte au fost în realitate, cred că a fost un furt perfect, adică nu prea au lăsat urme nenorociții. Că știți că sunt și furturi de astea unde hoții nu sunt prinși vreodată.
Mă rog, o să vedem care e misterul diferenței dintre ce invocă trăsătorii și ce invocă procurorii americani. Fabrica e mai lată, fabrica de dispoziții pentru irigații Balșolt, la Rome Tehnometal, Dacia Zarea, Marmura, da, Marmura, asta Lotu Videanu, asta știu sigur. Fabrica de vată Bârlad, magazinul Universal București, Silvania, Forest, Satul Mare. La Roșior de Vede s-a vândut tot Icilul, INMR-ul, Urbi, Suimaia, textila, tricotajele, Spicu, fabrica de bere, fabrica de ulei, fabrica de ulei industrial, mă, pilăria, CFR și multe altele. Uite, spunea Sorin din Murgeni, atenție, cred că va veni mai ușor să numerați de fapt ce a mai rămas de fapt în picioare. Funcționabil, va fi mai ușor. Vă rugăm, implicați tinerii utilizatori de internet. Sunt genial, mulți dintre ei și avem nevoie de ei, da? Ești implicat, dar nu pot cu forța. Dacă vor, e bine, dacă nu, știți cum e. Tineretul își creează, își face viitorul singur. Firos S.A., fibre sticlă București, unica din țară, da, auzisem de Firos asta. Unica s-a dus dracu și Firos. Unica din țară, era locul 5 în Europa. Știu că ăștia din Firos încă prin anii 90 puteau să mai facă decoruri de televiziune, da, dacă s-au dus și ei. Fabrica de sticlă din Timișoara. Da. N-am pus asta, fabrica de sticlă. Vă rog că atunci când veți ajunge președinte să-i puneți pe cei care l-au demolat să le construiască cu mâinile lor. Să fie plătiți cu 700 de ron. Da, ar fi o idee bună. Veniți la Ciznădie. Dar v-am zis, e mult mai greu de construit decât de demolat. E mult mai ușor de demolat. Veniți la Ciznădie. Viceprimarul Huja, care pe delist a furat tot ce vrea să pună mâna și pe spital și de bani cu camătă. Și dumneavoastră, de ce l-ați votat, dumne? Frigocom, sectorul 6 și întreprinderea poligrafică, 13 decembrie, scrie doamna Elena. Pentru a crea o justiție sănătoasă, ar trebui ca pe lângă jurat să fie numit și judecător cu vârsta de minim 40 de ani, pentru că în afară de cunoștințe teoretice, este necesară și maturitate civică la pronunțarea unei hotărâri, care poate influența destine. Da, e adevărat. În America știți bine că judecătorii trebuie să aibă minim 50 de ani. Este asta o problemă. Tărăcile a distrus tot în județul Călăraș. Păi da, tărăcile de la USL, de-aia vreți dumneavoastră 58% useliști? Ziceți că n-ați mai văzut USL în viața dumneavoastră? Așa votați cu 58%. Institutul Pasteur din București. Da, și ăsta știu că s-a șterperit. Știi ambasadorul Austriei cum OMV împreună cu funcționarii din primării Comisiei Județene ne-au dosit terenurile? Nu cred că habar n-are săracul ambasador. Mi s-a părut un om de super, super bun simț. Și chiar și soția lui. Făceau bradul de iarnă când am fost eu la ei și mi-au arătat globulețe acolo. Mi s-a părut foarte ok acolo la ambasada Austriei. Poporul român poate să-i dea în judecată pe politicienii care au furat țara. La Romet, fabrica de lapte Vitan, fabrica de pâine Vitan, IOR 1 și 2, ferma de la 30 decembrie. Doamne, cât de multe, hai să vedem în continuare câte mesaje ne-au mai trimis telespectatorii, vedem în direct, descoperim grozăvia în direct la televizor, vedem cât de mult s-a furat. Iar politicienii, ați văzut, cred că dumneavoastră nu știți că ei au furat. Ați văzut că în multe emisiuni ei politicienii spun că dumneavoastră ați fi niște prostovani, că de fapt nu știți. Eu am impresia că toate mesajele astea vin de la cei 60% dintre români care n-au votat în ultimii 10-15 ani. Și repet că dacă dumneavoastră cei 60% ați venit ca prin farmec la vot, știți ce s-ar întâmpla în România, da? PP-ul ar câștiga cu vreo 70%, iar ăștia la înținar mai intra în Parlament, mulți dintre ei. Ar fi super grozăvie, ar fi super cool. Uite, între timp câte furăciuni avem? 832, uitați-vă în stânga. 832, hai că mai mergem un pic să vedem dacă îi întrecem pe american cu 1300 ale lor. 835, de când am început fraza până am terminat-o, s-a avut 835. În Timișoara au vândut și primăria, nu pot să cred. Cum au vândut primăria? Clădirea, poate. Fabrica textile Buhuș, furată de Elena Mitra. Opa, actual senator PSD. Bravo, bravo, fură PSD-ul, văd că la greu. Dar ce-or face cu atâția bani, domne? Că încă o dată v-am spus, în studii de specialitate se zice că fericirea începe de la 6 milioane de euro sau de lire sterline. Eu însumi pot să vă spun din propria experiență că eu dorm tot într-un pat, tot costumele alea le am, tot blugia, tot pantofia, mă rog. Deci nu știu ce s-ar putea face cu bani. Adică vă spun, dar nu înțeleg ce ai putea să faci cu miliarde de euro. Am avut o cunoștință, sau încă o mai am, nu știu dacă, nu cred că am murit între timp, un bogătaș mare. Și ăsta avea miliarde de euro și l-am întrebat: "Bă, da, nu te supăra, de ce mai faci, mă? De ce atâtea muncă, atâtea riscuri, atâtea cu controle, cu probleme, cu dacă ai un miliard de euro, de ce mai vrei cu un miliard de euro?" Și omul cred că a glumit și a bătut joc de mine și a zis că vreau să-mi cumpăr un iaht mai mare decât aveam. Eu neștiind atunci ce înseamnă cu iahturile astea, cât costă. Și m-am interesat și eu pe urmă, nici pe mine, cel mai scump iaht de pe planeta asta e vreo 100 de milioane de euro. Deci 100 de milioane alea care le are Abramovici, ăla de neam prost cu 500
de oameni la bord cu... E, 100 de milioane, cel mai bengos iaht. Deci, să zic că vrei să-ți iei unul mai scump decât ala Abramovici, ar costa 110 milioane de euro. Mai ales că e criza, acum au mai scăzut prețurile. Deci, vorbim de sute milioane euro, da? Ci miliarde. Pe urmă, încerc să intru în mintea, uite, unuia, nu știu, unui guvernant de la PSD, Mitre, Adrian Stase, care dracu s-a mai spus despre ei că s-au mai mult de un miliard de euro? Băsescu, mă rog, care au ei miliarde de euro? Ăștia care au vândut bogățiile țării. Se spune că au 3 miliarde, 6 miliarde de euro care aveau unii dintre ei. În fine, nu asta era discuția. Discuția era că de ce să mai, după ce ai furat un miliard de euro, de ce mai vrei să-l furi și pe al doilea? Și tot nu îmi explic, nu înțeleg, citesc cărți, mă uit la filme, întreb în stânga și în dreapta. Așa, cum v-am povestit, cel mai scump iaht de pe planetă este 100 și ceva de milioane de euro al lui Abramovici. Deci să-ți iei cel mai scump iaht, mai scump ca lui Abramovici, mă rog, trebuie să fii idiot, dar în fine, să zicem că dai 120 de milioane de dolari pe iaht. De euro. Dar vedeți că dacă e iahtul așa de scump, te costă foarte mult, multe milioane de euro te costă benzina, parcarea și așa mai departe. Dar în fine, să zicem că ești nebun și vrei să-ți iei un iaht mai mare ca lui Abramovici. 150 de milioane de euro. Să zicem că ești nebun și vrei să-ți iei cel mai mare avion de pe planetă. Nu există cel mai mare avion, adică toate sunt mari. Cele mari sunt mari. Nu s-a inventat un avion mai mare pentru Abramovici. Și cel mai mare avion, cel mai mare cocoșatul ăla, costă în jur de 130 de milioane de euro. Cel mai mare posibil. Ăla cu care zboară Obama. Și cu Putin și cu astea. 100 de deci 150 de milioane, hai să pun la iaht ca să fie totul din aur masiv la iaht, să pun și avionul să fie din aur masiv, deși nu mai zboară dacă e din aur. Deci am pus 150 de milioane cu 150 de milioane la avion, 300 de milioane. Nu mai poți să-ți cumperi ceva, că planeta n-ai cum să nu e de vânzare, deci nu mai e nimic de vânzare pe planetă. Să zicem că deci s-au dus 300 de milioane de euro. Mai ai o amantă, ceva, nu știu, pe Madonna, pe... Dați-mi un exemplu de asta, de pe Beyoncé, nu știu, care e cea mai dorită femeie de pe planetă, pe Angelina Jolie. Îi cumperi și el ia un diamant ceva de vreo 100 de milioane sau, eu știu, 10-50 de milioane de euro. S-au făcut 350 de milioane. Case mai scumpe de 10 milioane de euro nu cred că există, deci s-au dus 300-400 de milioane. Ce să mai faci? Că îți mai rămân 600 de milioane, mă refer acum la ciocoiei care au furat din România, mai rămân 600 de milioane care n-ai cum să le cheltui. Să zicem că dai copiilor, nu știu, le dai și lor câte 100 de milioane, ai 2 copii, 3 copii, s-au mai dus 300 de milioane de euro. Iar rămâi cu 300 de milioane, nu ai unde să-i pui. Nu fac față, dacă sapi în grădină, unde pui 300 de milioane de euro? Să-i duci în cutii de valori din Elveția, 300 de milioane de euro, zic și aia din Elveția, că ai luat o raznă. Par dubios și pentru ei. Deci ce să faci după ce ai furat un miliard de euro? Ce să faci cu celălalt miliard de euro? Este ceva incredibil. Adică îngrozitor. Nu cred. Nu am nicio explicație. Și cu toate astea ei v-au furat, v-am spus, în jur de 40 de miliarde de euro. Sigur, sunt 600 de persoane și nu se mai opresc din furat. Dacă aveți vreo explicație, să-mi spuneți și mie. Hai să ne întoarcem repede. Deci v-am făcut acest expozeu și nu cred că mai poate fi ceva, repet, care să-ți cumperi. Acum, ca să vă dau și exemplul meu personal și cu ocazia asta fac și o declarație de avere. Eu mi-am cumpărat cea mai frumoasă, am zis eu, mă rog, că o fi cea mai frumoasă casă din București, cea mai frumoasă casă. Am cumpărat cea mai frumoasă fabrică din București, că lucrasem în ea. Era și o chestie de mă rog, patriotism local, de, în fine, de suflet, de inimă. Am cumpărat fabrica Urbis, când a ieșit la vânzare. La mica publicitate a ieșit la vânzare, ca un teren gol și niște hale goale, așa a ieșit la vânzare. Destul de scumpă, dar am cumpărat. Totuși, cea mai mare fabrică, sau cât a mai rămas, vedeți, din fabricile românești. Deci am cumpărat fabrica Urbis. Pe urmă am cumpărat eu cel mai frumos avion, că cât ce avion să-ți cumpere? Un avion cu 5, 6, 7 locuri, că restul sunt foarte mari și sunt scumpe la întreținere și nu se merită oricum dacă-s mari și nici nu găsești piloți care să zboare cu alea mari și așa mai departe. Deci am luat cel mai maxim avion maxim posibil, cea mai maximă casă, Rolls-Royce, mai scumpă mașină nu exista pe planetă și costă niște sute de mii de euro. Ce să vă mai spun cel mai scump? Am cumpărat cel mai scump ecran. Asta pentru care m-a arestat DNA-ul, ecranul din spate, cel mai scump ecran de televiziune. Nu există ecran mai scump decât ăsta. Are 6 metri pe, nu știu cât, pe 5. Da? Are 30 ceva de metri pătrați. A fost cel mai scump ecran care s-a cumpărat vreodată în România, dar
a costat niște sute de mii de euro. Deci și atunci ce să-ți mai cumperi pe planetă? Sau de ce să mai furi? Încă o dată, uite, ăsta e ecranul, dar îl filmează colegii mei. Are 6 metri pe 5, 30 și nu știu cât de metri pătrați, cu TVA, cu tot, a costat în jur de 700 de mii de euro. Enorm. 600-700 de mii de euro. Mi-a mai filmat și plasma Panasonic. Plasma Panasonic e cumpărată de la Panasonic, cea mai mare plasmă inventată vreodată pe planetă. E costă, nu mai știu cât o costă acum plasma Panasonic, filmați plasma Panasonic, e 100, am dat noi 130 de mii de euro pe ea, acum să mai fi ieftinit. Deci, ce dracu să mai cumpere altceva? Deci v-am spus, am cumpărat Urbis, uite plasma Panasonic filmat așa, 130 de mii de euro, ecranul de spate 6-700 de mii, fabrica asta Urbis pe care am cumpărat-o cu credit, am cumpărat-o, a fost 6 milioane, ca să uitați să vă spun cât am dat pe fabrica Urbis. Deci vă dați seama, a făcut Ceaușescu dita mai fabrica Urbis, a muncit, a băgat la ea, la bani, de-astea transformatoare de curent, ce să mai o nebunie ce a făcut Ceaușescu la Urbis, 3 hectare jumate de teren. Și am mai găsit eu din Urbis, că jumate din Urbis cumpărase Coca-Cola, am uitat să vă spun. Deci Urbisul s-a tăiat, cel care a furat Urbisul de la popor, a tăiat pe dândouă. A vândut jumate din Urbis la Coca-Cola, nu știu pe câți bani, nu mă interesează, și jumate din Urbis a vândut la OTV. 3 hectare jumate de teren, plus 3 hectare de hale, sau nu, 3 hectare de hale pe cele 3 hectare jumate de teren. Și am dat 6 milioane de euro plus TVA. Deci ați muncit dumneavoastră poporul, eu am dat 6 milioane pe ele. L-am dat lui ăla care a furat fabrica, să fim bineînțeleși, ăla care a cumpărat fabrica, mă rog, care a privatizat-o. Așa, deci am dat 6 milioane pe fabrică, am mai dat pe avion vreo, tot în leasing oricum, nu vă bateți capul, 3, nu trebuie să mă voietați prea tare, 3-4 milioane de euro, am mai dat pe iaht în jur de 3 milioane de euro, pe plasmele astea în jur de 1 milion, pe reflectoare, pe camere de luat vedere iar vreo 2 milioane și nu mai ai ce să mai faci, nu mai ai ce să cumperi. Pe vila în care stau am dat 2 milioane și ceva sau 3 milioane de euro și atât. Și gata, nu mai e ce să mai cumperi. Orice ai mai vrea, nu mai e ce să mai cumperi. Mă rog, de-aia nu înțeleg de ce trebuie să mai fure vreun om ceva și de-aia nu înțeleg de ce unii dintre dumneavoastră vă mai gândiți că eu mai vreau să mai fur ceva, fiindcă eu nu mai am de ce să fur, fiindcă am un Rolls-Royce care are la bord doar 30.000 de kilometri. Să zicem că m-ați bănui că vreau să-mi cumpăr un alt Rolls-Royce, dar nu cred că cât mai trăiesc eu, nu cred că apuc să-l uzez pe ăsta, că merg Rolls-Royce-ul ăsta pe la 500.000 de kilometri la bord. Deci mai merg, am 30.000 acolo la bord, am făcut în 5 ani 30.000, mai trăiesc cât îi mai trăi, 5 ani, 10 ani, 20 de ani, cât îi mai apuca, mai merg cu Rolls-Royce-ul ăsta. Pe urmă, când Rolls-Royce-ul ăsta are o pană de cauciuc sau se duce la servis sau nu știu ce, se mai strică și el se mai lovește, mai mergeam cu Bentley-ul. Bentley-ul știți că e în apă, Dumnezeu să-l ierte, a căzut în apă, un eveniment învăluit în mester, a costat și la foarte mulți bani, dar el era asigurat, nu trebuie să mă voietați, asigurarea și-a făcut datoria, deși știu că în alte situații nu-și face datoria. Atâta avantaj am și eu, că mă dați la televizor, mă filmează colegii mei fiecare seară, se mai sperie și de la asigurări de mine și mi-au dat deja banii de asigurări de Bentley și acum o să-mi cumpăr un alt Bentley. Și o să, când nu mai merg cu Rolls, merg cu Bentley. Când o să fiu președinte, tot cu acest Rolls merg și tot cu acel Bentley voi merge. Nu am nevoie de nicio mașină prezidențială, n-am nevoie de niciun salariu, fiindcă am pus niște bani, cum să zice, mi-am pus niște bani pentru zile negre și dobânda de la acei bani mi-e suficientă să trăiesc cu vârf și îndesat în fiecare lună. Deci ce să vă mai zic, ce exemple să vă dau ca să mă înțelegeți de ce nu mai am de voie să fur. Case în străinătate sau asta nu mă interesează, nu vreau să am. Am acel iaht în străinătate pe care nu am apucat să-l vizitez niciodată. Deci de ce mi-aș cumpăra un alt iaht dacă nu am mers cu iahtul meu? Iahtul meu, trebuie să știți, are 25 de metri lungime. Este un iaht de mare fiță, de mare lux. Când l-am cumpărat era cel mai frumos iaht de la această mărime. Are 4 camere, 4 dormitoare cu 4 băi, plus o sufragerie. Și acolo am vrut să-mi invit prietenii, dar n-am mai apucat, că am fost arestat și pe urmă, în fine, acum am intrat în hora aceasta în care vrem să ne recuperăm țara. Și dacă tot m-am băgat și v-am promis, trebuie să ducem până la capăt tot demersul. Deși de multe ori la revelionul ăsta, prietenii mei toți au fost prin străinătate și unul mă suna din Australia, altul mă suna din Japonia, altul din America, toți făceau
bâză de mine. Unul m-a invitat la nuntă în Grecia. Zice, dacă vreți vă citesc mesajul. Zice, dacă nu ți se ridică interdicția, să știi că noi o să facem nunta fără tine în Grecia. Bravo, mersi, am pierdut și nunta asta. Era o nuntă plănuită în gașca noastră de vreo 5-6 ani. Și acum eu s-ar putea să ratez celebra nuntă, pentru că, sigur, eu trebuie să-mi duc până la capăt această luptă. Dar ne-am apucat, am făcut, cred că, o pauză, o paranteză prea mare, ne-am pierdut de la tema discuției, dar vreau să vă explic de ce nu înțeleg pe ăștia, de ce vor să fure în continuare. Fiindcă știu de la mine că, mulțumită dumneavoastră din publicitate, când ajungi la niște milioane de euro, credeți-mă, chiar nu-ți mai trebuie altceva, ba chiar devii puțin, în cazul banilor, ușor, cum se zice, indolent sau nesimțit, sau, adică nu te mai uiți la meniu, la restaurant, cât costă asta ce comanzi, ceea ce mie nu mi se pare în regulă, dar, în fine, am văzut că și pe mine mă fură uneori priveliștea, când am fost acum la predeal, la masa pe care mi-a luat-o Băsescu, ne-am întors pe urmă la masa noastră și nu ne-am mai uitat la prețurile fripturilor de acolo, ceea ce, mă rog, arată o oarecare aroganță, dar în rest nu s-a schimbat nimic în viața mea, tot patul ăla l-am, am patul meu preferat pe care îl mut din casă în casă. Eu stăteam la un moment dat cu chirie, în cămin, pe urmă mi-am cumpărat o garsonieră, pe urmă un apartament cu 4 camere, pe urmă o casă în centrul orașului și acum acea casă, cea mai frumoasă casă din existentă, cred eu, în România. Și spun că tot așa dorm, adică tot în patul meu dorm în acea casă, deci nu mi-am mai cumpărat alt pat, deci nu știu ce aș mai putea să fac cu banii în cazul în care mă bănuiesc că aș vrea să fur bani, că n-aș avea pe bune ce să fac. Deci avion mai mare exclus, ca să recapitulăm, v-am spus de ce nu e bun avionul mai mare, nici nu există aeroport în România pentru un avion mai mare și așa mă cam, eu fiind zgârcit de felul meu, când am dat 23 de milioane la Craiova la aterizare, m-a durut sufletul. Am uitat să vă spun că am mai dat 23 și la decolare, da? Deci am dat 46 de milioane la o singură călătorie. Deci avion mai mare nu mă interesează, iaht mai mare e la ăla și nu știu ce să fac, că nu apuc să mă duc în el. Dacă mai și câștigăm alegerile, nu știu când mai ajung pe iahtul respectiv. Așa, casă nu mai am de ce să-mi cumpăr, că mi-ajunge deja o casă. Ce să vă mai spun? Bani am, trăiesc din dobânda unei sume de bani, o sumă rotundă care am pus-o la cec, nu la cec, într-o bancă. Ce să vă mai spun? Cam atât. Și am televiziunea asta care țin la ea ca la ochii din cap și care face, depinde de piață, depinde, eu știu, 300 de milioane de euro dacă o vând, 20 de milioane ca să scap repede de ea, sau 30 de milioane, sau 50. Deci între 50, 30 de milioane și 300, 400 de milioane. Faceți dumneavoastră o socoteală cât merită OTV-ul dacă ProTV-ul s-a vândut cu 1 miliard de euro. Iar Antena 1 a ieșit la vânzare cu 600 de milioane de euro. Deci cam cât ar merita OTV-ul? Eu zic că 300 de milioane ca popa. Dar, în fine, niciodată nu o să vând. Am putea să spun de DDTV, care mai face și la 10, 20, 50 de milioane de euro. Dar revenim. Asta nu înseamnă că nu am credite bancare, ca orice om de afaceri. Cred că am credite de 14-15 milioane de euro de rambursat, fiindcă e păcat să-ți iei, de exemplu, avioane sau iaht, trebuie să-ți le iei doar în leasing. E complicat acum să vă explic repede. Nu e bine să-ți le cumperi cu bani jos, chiar dacă ai bani. E bine să-ți intre pe cheltuieli, fiindcă legea din România te ajută să diminuezi baza de impozitare, exact porcăria care eu vreau să o schimb și de-aia vreau să plătim impozite pe venituri, astfel încât cei ca mine să nu mai scape, să nu-și diminueze baza de impozitare. Repet, cei ca mine, adică toată țara, când își cumpără un iaht și îl iau un leasing. Adică, cum să vă explic eu, când nouă ne merge mai bine emisiunea și investigăm crime, suiciduri sau dispariții, nu ceea ce facem în această seară, de-aia vă spun că pierd o mulțime de bani, fiindcă stăm de vorbă pe acest subiect. E bine, atunci când noi încasăm multă publicitate, noi avem un excedent, un profit în luna respectivă. Cum aveți dumneavoastră poate la buticuri sau cum au ăștia companiile transnaționale la telefonia mobilă. Și atunci, excedentul ăsta, ca să nu-l plătim lui Boc 16% din el, fiindcă nu merită domnul Boc să plătim, încercăm să diminuăm baza de impozitare. Și atunci contabilii ne întreabă, domnul Dan, ce mai cumpărăm luna asta ca să diminuăm baza de impozitare? Cumpărăturile trebuie făcute în leasing, ca rata aceea la leasing să vină o parte din ea să diminueze baza de impozitare. Legal, e legal tot ce vă povestesc. Și de asta eu mai mult am cumpărat iaht, avioane și nu știu ce Rolls Royce-uri, ca să diminuăm baza de impozitare. Cu alte cuvinte, am cumpărat toate aceste lucruri din banii care urmează să îi fure Boc să-i ducă la el în cutia de valori în Elveția. Deci am zis, decât să fure banii Boc să-i dea pe panseluțe și pe borduri, nu mai bine își cumpără OTV un iaht frumos. Iahtul OTV-ului se cheamă chiar OTV. Cei care aveți drum prin Croația, să vedeți iahtul cel mai frumos ancorat acolo, scrie OTV mare pe el.
că trebuie să poarte un nume toate ambarcațiunile astea. Și acum vă spuneam că toate aceste lucruri trebuie să se termine. Nici unii ca mine să nu-și mai cumpere iahturi din banii poporului și nici avioane și tot să plătim niște impozite pe venituri. Adică, indiferent câte iahturi și câte avioane îmi cumpăr eu, eu să plătesc o cotă, să zicem, de 10% din banii pe care i-am încasat. Și punct. Și e simplu și atât. Asta e singura taxă. Dispar toate celelalte 114 taxe din România și rămâne o singură taxă pe venituri. Și astfel încât nimeni nu va mai putea șterpeli nici măcar legal, nici unul ca Dan Diaconescu nu și va mai putea cumpăra iahturi sau avioane ca să-și diminueze baza de impozitare. S-a terminat, adică se va termina cu șmecheria, inclusiv eu mie îmi dau un cap ca să înțelegeți așa, dar așa este corect. Mă sacrific eu întâi și pe urmă și ceilalți. Ceaușescu a fost naționalist, ține toate repede la mesajele trăsăturilor, că altfel nu mai terminăm niciodată, a fost naționalist, astea sunt trădători de țară, au mai fost și alții, dar că astea nu s-au mai pomenit. Cândva vor intra în istoria trădărilor. În Pitești s-a închis cauciucul, CLP-ul, Alpromul, Argeșeana, fabrica de bere Ursus, toată piatra și nisipul din râul țării, corect. Filatura de mătase naturală, Mondial, Calapoade, Iril, Iurti, Cil, Lugoj, anvelope, Danubiala, București. Ce mai știți de părintele avocat Rădulescu? Nu mai știu nimic. Cooperativa Electrobobinaj. În Dorohoi, pe lângă toate cele numerate, nu s-a povestit de fabrica de brânzeturi plus fabrica de confecții. Dacă te alegem președinte, poți reintroduce pedeapsa cu moartea? Asta e o problemă, că Uniunea Europeană nu mai dorește pedeapsa cu moartea, da? Putem discuta, facem referendum, dacă vreți, la referendum asta. Confiscarea vilor ilicite este trecută deja în programul nostru, în oferta noastră. Parlamentul unicameral, ați votat deja pentru el, este evident că va fi Parlamentul unicameral și în plus de asta va fi votul obligatoriu, trebuie să știți de pe acum, ca să știți, dacă nu vă place votul obligatoriu, mai bine nu ne votați. Dar trebuie să fie pentru viitor vot obligatoriu, ca altfel, dacă nu băgăm vot obligatoriu, stăm noi la putere, după ce ajungem la putere, stăm toată viața și poate nu vă doriți. Ori dacă va fi vot obligatoriu, automat cine e bun rămâne pe loc la putere, cine nu pleacă imediat. La mulți ani cu sănătate, vă iubesc enorm de mult, vă țin pumnii pentru roșiile frumoase, Mihaela. Trăiesc în roșiori de vede, nu avem cum să ne câștigăm pâinea din cauza celor care au furat și fură România, rușine. Roni Prot, Curtea de Argeș, proiect unic în lume, realizată complet din oțel inoxidabil. Eu nici nu știam de asta, de la Curtea de Argeș. Explicați, lumea zice că nu aveți oameni, avem prea mulți oameni. Păi i-ați cunoscut pe o parte, Horia Mocanu, da? Cetățean român-american, super tare, super bogat, super influent. Doctorul Paul Purea, cetățean româno-german, super tare, super bogat, super influent. L-ați cunoscut pe Ionel Șold din Milano, Italia, româno-italian, super tare, super bogat, super influent. Vă dau așa trei exemple la nimereală. O să vă fac cunoștință cu un alt american, super tare, vecinul de casă cu senatorul John McCain, dacă ați auzit de el. Vecinul lui, un român, super tare, românul american, și ăsta o să-l vedeți la Congresul Partidului Poporului în curând. Deci v-am spus așa patru din cei străini, da? Nu uitați că avem o mulțime aici în țară de super specialiști. La Iași nu circulă niciun tramvai pe acea linie înălțată de 12 ani de zile. Hai că e tare asta. Deci aveți la Iași minuni ca la Caraca, la mine. Iar linia a fost refăcută și ridicată acum 2 ani. Hai că nu pot să cred. Și dumneavoastră de 12 ani, chiar așa de naiv, sunteți eșenii care ați dat toate geniile României, au fraierit ăștia ciocoi, PSD-iști, useliști, pedeliști. Doamne, doamne, doamne. Păi dacă învie Eminescu acolo la ea și vă vede cu linia asta de tramvai înălțată de 12 ani, ce zice domnul omul ăla? Am trimis un mesaj cu uzina mecanică Propen, dar dureros de trist, cum zeci de mii de muncitori au mâncat o pâine după ce a fost dusă la fier vechi. Unii au miliarde de euro și au 70 de mii salariu, am avut 100 de mii, dar li s-a părut că e mult, mi-au mai luat. Întreprinderea producerii legumelor, Uzunu, Clujeana, a vândut-o Radu Sârbu, cu Mihai Mureșan de la Cluj, cu copii de nomenclaturiști. Dacă veți ieși la alegeri cu 40%, ce veți face? Înseamnă că trebuie să faceți compromis cu vreun partid ca să faceți majoritate. Nu, vă răspund acum repede, la 40% cu redistribuire înseamnă 42-43, avem minoritățile cu 5%, minoritățile tot timpul vin cu ăla care este pe locul întâi, am făcut 49 și în stilul bun românesc o să mai dezerteze de prin alte partide. Vreo 10 parlamentari, astfel încât să avem 51. Stați liniștiți. Important este să fim primul partid al țării. Primul partid începe de undeva de la 26%. Deci, dacă ne auziți că o să avem 27, să știți că am ieșit pe locul întâi. Ceilalți n-au cum să mai facă vreunul 28, da? Deci cine are 27 primul, e cam pe locul întâi în România și cine e pe locul întâi, vin toți ceilalți. Dezertează și vin la ciolan, cum se zice, ceilalți parlamentari, astfel încât faci majoritate. E adevărat că noi ne dorim să avem o majoritate clară de 51% și cu asta basta. Dar o să vedem ce va fi. Zice ceva, le-ai cumpărat de pe bani românilor care au dat mesaje și telefoane. Nu înțeleg ce le-am cumpărat. Și eu am
participa la Revoluție, să înregistra luptători. Vă solicit o idee, sunt foarte multe cereri la tribunal pentru șomaj, zice Claudia, dar a cămătarilor, a oamenilor de afaceri se judecă din lună în lună, astea număr de foame, așa lumea vă va vota. A, că de ce nu se judecă la urgență? Păi v-am spus că procesele trebuie să țină o săptămână, cel mult două. Toate procesele, numai unele. Făgăraș, actualmente Nitropor, SRL, care înainte avea 15.000 de angajați, în prezent doar 500 de angajați. Combinat luat de Ioan Nicolae, patronul fost securist al grupului Interagro, zice domnul Eugen. Deci, vedeți cât de multe mesaje sunt, 871 în acest moment, de mesaje care indică diverse furăciuni. Și încă n-am deschis pagina de mail-uri, să vedeți și acolo cine știe ce mai descoperim la capitolul la mail-uri, ce furăciuni, dar mai ales să ne întoarcem la tablă după un foarte scurt moment publicitar, o să revenim, că am ajuns la întreprinderea cu numărul 150 și mai avem până la 1300 de trecut la tablă. Imediat ne întoarcem.